Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Salutare și bine te-am găsit la Jurnal de Adolescenți. Eu sunt Alina Ilioi, moderatoarea acestei emisiuni, singura emisiune cu pentru și despre adolescenți din România. Fac tot posibilul să scap de obișnuințele proaste din viața mea, cum ar fi alcoolul, petreceri, jocurile de noroc sau alte prostii care mă trag în jos, spune Cristi Salchievici, adolescentul nostru de astăzi. Adolescența, e adevărat, este o vârstă a teribilismului și a încercărilor, oare? Cât de mult etichetăm sau stăm de vorbă cu copiii problema pe care noi îi etichetăm așa atât de ușor? Ce se ascunde de fapt în spatele adolescenților, care fac și alegeri mai puțin bune? Ne răspunde Ovidiu Young, coach și terapeut, dar și adolescentul nostru de astăzi, în vârstă de 17 ani, Cristi. Și nu uitați, aici nu judecăm, doar îmbrățișăm. Și vă spun și salutare! Salut, salut! Bună seara! Bună seara! Iată, așadar, o să discutăm, însă, dacă ați ști de când aștept un subiect în care să discutăm și noi despre problemele reale ale adolescenților, pentru că până acum, și nu a fost greșit, a fost extraordinar, am avut adolescenți model. Nu prea fără greșeli, adică. Fără greșeli. Și acum a venit un adolescent și mi-a zis, mi-a pus toate greșelile pe masă și a zis, uite ce am făcut eu. Asta. Iată un adolescent adevărat. Suntem, da, iată, asumat, știi? Foarte bine. Dar o să vedem cum a ajuns până aici, ca să-și asume și să spună anumite lucruri. Până atunci, să vă cunoaștem puțin mai bine, o să începem cu tine, Ovidiu, fiind pentru prima oară, cred că, la Jurnal de Adolescent, nu? La Jurnal, da. Da, la Jurnal, da, la alături de tine, ești de-al casei deja, invitat special, ne-am și permanent, ne-am obișnuit cu tine. Zine, nu știu, ce crezi tu că i-ar interesa pe adolescenți, dar și pe părinți? În primul rând, pe părinți ar trebui să intereseze foarte mult cum este lumea adolescenților, să o accepte, să o înțeleagă, ca să știe, să fie un partener de conversație real, pentru că altfel, dacă nu le înțelegi absolut deloc lumea lor și ceea ce trăiesc, nu ai o comunicare cu ei. Ca adolescent, probabil că o să ne spună el mai bine ce îl interesează. Cu siguranță însă îi interesează și pe ei, nu numai distracția, nu numai ce se întâmplă în prezent, dar pe adolescenți interesează și ce urmează să facă de multe ori, pentru că ei au aspirații și atunci în adolescență se formează personalitatea de fapt. Ok, da, așa este, într-adevăr. Iată, avem multe subiecte pe care am putea să le dezbatem. De asemenea, știți foarte bine că aici la Jurnal de Adolescenți ne dorim din toată inima să fim reali și să venim în ajutorul vostru cu tot felul de subiecte care să vă ajute în viața de zi cu zi, atât pe părinți cât și pe adolescenți. Cristi, acum o să te cunoaștești pe tine mai bine, să facem abstracție de tot ce am povestit noi, că deja știu foarte multe lucruri despre tine și îți mulțumesc pentru încredere. A fost minunat să văd că ai încredere să-mi spui multe lucruri. Mie îmi face plăcere să vorbesc despre chestiile astea. Nu mă bucur, da, pentru că pot fi o inspirație și pentru alții. Hai să începem. Consideră că eu n-am auzit nimic din ce mi-ai spus, Ovidiu oricum nu știe nimic despre tine și nici cei de acasă. Consideră că acum trebuie să te prezint, să ne spui câte ceva despre tine. M-am născut în Vâlin de Munte, în Prahova. La 10 ani m-am mutat în București, am avut foarte multe probleme la țară acolo, care pot să zic că nu eram conștient de ele neapărat, având în vedere că aveam o vârstă fragedă, nu vedeam toate greșelile care mi se întâmplau. Și ne-am mutat în București, m-am mutat cu familia, sora mea era singură pe vremea aia, avea 17 ani, ceva de genul. Și când ne-am mutat, a fost totul super ciudat. Mie mi-a fost foarte greu să mă integrez în București. Adică mie mi-era rușine să dau bună ziua la magazin. Aveam obișnuința să dau bună ziua pe stradă la oameni, cum era acolo la noi. Și a fost totul super ciudat. Mi-a plăcut super mult totuși cum am început, pentru că am avut de la bun început, când am intrat la școală, în clasa 4, am avut un prieten super bun, Bogdan, care, nu știu, m-a ajutat așa să scap de frici. Am văzut că e aproape la fel ca mine și m-a încântat, știți? Că am găsit pe cineva asemănător cu mine și mi-a fost totuși mai ușor când eram cu el. Dar până și în ziua de azi am o frică așa de public, pot să zic, chiar am o frică de public, mi-e destul de rușine să vorbesc în fața la multe persoane, deși
mentorul meu, Răzvan Vasile, m-a ajutat super mult cu foarte multe probleme pe care le-am avut în viața mea. M-am scăpat de... Am reușit să-mi controlez emoțiile, am reușit să mă controlez pe mine. Am avut un glow-up foarte mare de când cu Răzvan în viața mea și vreau să-i mulțumesc super mult. A fost totul super ciudat, dar în ziua de astăzi, unde suntem acum, vreau să vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici. Știi ce vreau să spun? Că tot mă uitam că nu înceta telefonul ăsta. Ghiți cine mi-a scris? Răzvan. Da. Mi-a zis, ați început, e totul bine, totul. Iată care grijă de tine chiar și aici. V-am zis eu, pe Răzvan nu-l văd ca un tată, îl văd ca un frate, pentru că vorbește cu mine pe limba mea, fix ce ziceați dumneavoastră, că un părinte ar trebui să vorbească pe limba noastră ca să ne înțelegem 100% și vă dau dreptate, pentru că așa ar trebui să fie un părinte și vreau să-i mulțumesc și mamei și tatălui pentru că au reușit să scoată la suprafață partea asta a lor și acum avem o relație super bună față de ce aveam înainte. Acum am început să discutăm problemele, nu să doar să ne certăm, bam, trântimuși și ne ducem fiecare la el în cameră. Nu, acum stăm frumos toți la masă, discutăm problemele și e totul mult mai sănătos. Da, dar uite, până să ajungi aici, Cristi, până în acest punct, ai trecut prin foarte multe lucruri și chiar și tu mi-ai spus că ai făcut alegeri mai puțin bune și Răzvan mi-a dat mesaj să-l întreb despre ele, deci ai acordul lui dacă te ajută să povestești despre ele. Și îmi povesteai de faptul că anturajul, nu doar anturajul, dar a avut o mare importanță acest lucru, te-a împins să faci niște alegeri proaste care ți-au afectat foarte mult viața. La 15 ani, că a fost prima oară când am intrat într-un anturaj mare, eram, nu știu, 10-11 persoane și ieșeam noaptea pe afară și nu vreau să zic că eu nu neapărat nu făceam chestiile astea, dar ei în schimb furau de la copii, băteau alți copii și era totul, adică nu-mi plăcea, dar pe de altă parte îmi plăcea pentru că m-au influențat așa mult să mă facă să-mi placă chestia asta. Uh-huh. Ascultam și muzica care o ascultam și mă influența mult mai mult la chestia asta. Am început și cu alcoolul, nu știu, a fost totul super rapid și prost. Nu mi-a plăcut deloc, dar v-am zis, în momentul în care făceam chestiile astea, nu realizam că tot ce fac e neapărat greșit. Pentru că mie îmi dădea așa o dopamină în mine și îmi plăcea foarte mult și mă distram făcând chestiile astea. Te simțeai poate și acceptat? Că iată, ai spus când te-ai, când te-ai mutat aici, cumva n-aveai pe nimeni. Eram eu cu sora, cu mama și cu tata. Da, dar deodată un grup mare te-a acceptat acolo. Da. Doar și... cu condiția probabil să fii ca ei. Da, 100%. Așa e în toate anturajele. Dacă unul din 10 nu e ca restul, nu mai e în anturaj. Zi-mi și despre dependențele tale, pentru că, iată, ești un adolescent care susții că le-ai avut și recunoști și sunt convinsă că nu ești singurul, că sunt foarte mulți cu aceste dependențe. Am avut o perioadă scurtă, adică a fost o perioadă scurtă, dar a fost o dependență pentru că o făceam în fiecare zi. Mă duceam la jocuri de noroc, am avut foarte mare noroc între ghilimele, că am avut permisul de 16 ani și când mergeam la agenție sau așa mai departe, nu se mai uitau la vârstă, ziceau, da, hai, treci și mergeam, să mai foloseau alți 3-4 de permisul meu și intram toți acolo și ne jucam în fiecare zi, dar ce apreciez mie din trecut e că nu am băgat sume exagerate. Nu ai jucat sume mari. Da, nu am avut parte de chestii de genul. Și alcoolul? Consum de alcool? Am avut părțile mele de consum de alcool, adică consumam alcool de ocazii, dar și când consumam mult. Cu anturajul? Și cu anturajul, puteam să fiu și singur, dacă era un eveniment, ceva, spre exemplu, nu știu, o petrecere, ziua cuiva, mă duceam de Paște, spre exemplu, când se culcau ai mei, eram cu prietenii mei și beam și... Nu știu, cu alcoolul a fost, dar n-a fost o dependență. Adică îmi plăcea pe moment să beau, dar pe urmă, a doua zi, regretam și nu mai voiam niciodată și se repeta iar. Până data viitoare. Până data exact. Viitoare. Uite, vreau să mai întreb și de substanțele interzise, pentru că teama mea cea mai mare este că adolescenții încep tot mai mult să fie atrași de aceste substanțe. Din păcate, la noi în țară, acum... Asta e părerea mea, din cauza muzicii, din cauza social media-ului, toată lumea este super ușor influențată și e foarte ușor. Adică faci... Ți se pare cool chiar?
nu? Da, ca în ochii unui adolescent normal, da, e tare, că îți dă o senzație, îți dă o stare și toată starea e pe moment și după aia realizezi că peste două luni intri în depresie. Și e super ușor să faci rost de tot, de absolut tot. E la fiecare colț, mă. La orice colț. Doar, la în școli? Da, și în școli. Și în școli. Uite, în sfârșit, un adolescent care îmi spune cum stă treaba, pentru că e peste tot. În oriunde nu te aștepta niciodată să fie fix în blocul ăla, adică poate să fie într-un mega, poate să fie, nu știu, oriunde. Oriunde, deci iată așadar, în supermarketuri, scări de blocuri, școli, peste tot. Peste tot. Tu te gândești de ce, iată, ai intrat într-un anturaj greșit, ai început să faci alegeri greșite și tu mi-ai și scris că sunt niște prostii care te-au tras în jos și ai realizat asta la 17 ani, ceea ce îți povesteam și eu în backstage că este o binecuvântare că ai realizat acum la 17 ani. 100% sunt recunoscător maxim pentru chestia asta. Nu, aici mulți dau vina pe anturaj că ai încercat chestia aia sau că ai făcut chestia aia, dar mie mi se pare, adică din punctul meu de vedere mi se pare greșit că tot ce faci, faci că vrei tu, că dacă ești puternic ca om și ești într-un anturaj, să zicem că suntem la masa asta și toți pasează câte o țigară, tu îți permiți să zici nu. Dar da, poate să zic că e și chestia de la anturaj pe o parte, că zice haide, haide, bagă și tu favorizează, și haide. Favorizează, da. Mm-hmm. Îți permiți să zici nu, dar cred că ești luat la mișto la un moment. Da, 100%, te judecă. Dacă nu ești ca ei, exact, ce a zis mai devreme. Te dai mai sfânt decât nu știu ce, expresiile, da, exact. Astea, nu? Acum exact. Te trezești tu, lupul moralist dintre toți, să zici nu sau să zici că nu e bine. Bănuiesc că există o presiune totuși. E o presiune, da? Constantă, în primul rând, și așa a fost în anturajul meu, acum nu știu cum a fost în restul anturajelor. În anturaj e ca un fel de familie, gen, când ești, sunteți cu toții acolo, voi trebuie să fiți loiali, da. Nu trebuie să ieșiți cu altcineva afară, depinde de anturaj. Depinde un fel de grup închis. Da, 100%. Și în acest anturaj fiecare are rolul și locul lui cumva. Da, garantat. Este exact așa e. E cum vedem noi mafiile în filme sau ceva de genul. Și e ceva asemănător. Totodată există și un fel de consecințe dacă ieși prea des din reguli. Normal. Adică exact, e o mini mafie. Nu întotdeauna să zic rău intenționată, dar are legui dacă nu respecti. Însă ce te-a atras cel mai tare să intri într-un astfel de anturaj? Două întrebări am pentru tine. Și cum ai reușit să ieși? Păi mie la început, când am intrat în respectivul anturaj, îmi plăcea lifestyle-ul ăla. Pentru că, deci, ca să înțelegeți, eu mă jucam un joc pe calculator care probabil telespectatorii o să-l cunoască după nume, se numește 5M. E GTA 5, dacă ați auzit, da, și este roleplay, adică mimezi viața reală, știți? Da, ești un avatar. Da, exact. Și eu, la un moment dat, trăiam în joc. Adică, tu ești personaj. Exact, toate emoțiile mele, toate gândurile se reflectau la jocul ăla și acolo exact ce s-a întâmplat și în viața reală. Mă ocupam cu substanțe interzise, înjuram, băteam, făceam. Și până la un moment dat, când am simțit că iau razna cu jocul, am fost la psiholog, m-a dus mama mea la psiholog și am avut ghinionul sau norocul meu de atunci să găsesc un anturaj în viața reală și am ajuns să fac în viața reală ce făceam în jocul ăla. Deci te-ai dus în alt scenariu, ai altfel jucat, dacă am același real. Scenariu. Am adus la realitate jocul. Ce ai făcut virtual, ai aplicat real. Exact. Și vreau să vă zic că e totul 100% exact la fel. Jocul nu are nicio diferență de realitate, în special jocul ăsta 5M care m-am jucat, pe care eu dacă aud la alți prieteni le zic, bă frate, nu mai te juca că e... Ea se joacă și în rețea. Da, e multiplayer. Te joci? Nu, dar știu. Nu? Știi, ai în cabinet? Da. Uite ce, aveți multe lucruri în comun. Deci în jocul acestea, tu joci cu celălalt, dar ești un avatar, dar nu un avatar și te joci cu calculatorul. Ești în rețea și celelalte sunt niște personaje. Exact. Și el și-a regăsit, ok, s-a dus la psiholog, a scăpat de joc și totuși nevoia lui de a fi cool și de a fi într-un... A rămas acolo. Da, a rămas într-o anumită măsură acolo și s-a dus în viața reală. Dar jocurile, de fapt, sunt inspirate din viața reală. Wow. Exact. Și mulți nu ne dăm seama. Uite, asta e și un semnal de alarmă în această seară și pentru părinți, să avem grijă ce jocuri joacă ai noștri copii, fie mai mici, fie mai mari, totuși nu strică să aruncăm un ochi acolo. Sigur. Și să vedem
ce se află în spate, de fapt. Pentru că, la prima vedere, e un banal joc, nu? Ei, da. Ce face? Se joacă. Dar se pare că efectele sunt mult și mai... Și sunt convins că și visai că joci. Da, nu, aveam, asta voiam să vă zic adineauri. Mama, îi mulțumesc foarte mult mama, căci mama m-a ajutat super mult să scap de problema asta. Mă trezea mama dimineața, în pandemie se întâmpla chestia asta, și mă trezea dimineața să intru la orele online. Și îi ziceam cu ochii închiși, ziceam, mamă, lasă-mă că chem adminul. Da, da, da. Wow. Adică da, îi răspundeam cu termene din joc. Și era, a fost totul super ciudat. Și când am realizat și o chestie asta, am zis că vreau și o schimbare și am făcut o schimbare din rău mai rău. Simpatic. Mamă, dacă nu ești cu minte, chem adminul să-ți dea, să te baneze. Să te blochează, să te scoată. Îți dă ban. Auzi ce vreau să te întreb și eu, Cristi, și după aia o să mai răspund și la cum ai ieșit. În momentul în care sunt convinsă că mulți te identificau drept copil problemă, cum spuneam și eu la da, început. Da, 100%, mai ales de când m-am tatuat. E, așa, iată copilul problemă. Cum te simțeai tu când vedeai că ți s-a pus o etichetă? Băiatul ăla rău, copilul ăla problemă, problematicul, adolescentul rebel? Depinde foarte mult de ce emoții și gânduri aveam în momentul ăla, pentru că, și vreau să mai zic, contează foarte mult muzica pentru adolescenți. Adică eu dacă mergeam pe stradă și în căști aveam o melodie despre droguri și prostituate și așa mai departe, mă simțeam șmecher, mergeam pe stradă, eram, mă vedeam mai mare ca ceilalți. Și până mi-am dat seama cine sunt cu adevărat, de ce sunt în stare și de ce nu sunt, și am realizat că până la urmă sunt doar un copil și nu-mi stă bine să fiu așa, nu e în firea mea în primul rând. Și trebuie să scap de chestiile astea și, repet, Răzvan m-a ajutat să scap de toate chestiile astea și mi-a deschis mintea. Da, a fost un punct, cum s-a întâmplat? Care a fost punctul în care tu ai conștientizat? În care ți-ai spus, da, iată, treaba e serioasă și trebuie să schimb niște lucruri. Când am văzut, aveam cursuri cu Răzvan online, le făceam online și discutam despre consecințele dacă faci chestia aia în exces, dacă bei în exces, dacă... Și am stat un pic și le-am analizat în mintea mea. Noaptea, spre exemplu, stăteam cu ochii închiși, mă uitam în filmul meu și ziceam... Și mă uitam, gen, închideam ochii, mă imaginam pe mine când făceam chestiile alea și mă vedeam din exterior și ziceam, nu vreau să fiu așa, că ăsta nu sunt eu. Și am realizat singur chestia asta și cu ajutorul Răzvan, cu ajutorul mamei. Dar a fost un pic dificil și în ziua de azi încă am tendințe să mai încerc alte chestii, doar că pur și simplu acum mă simt mai puternic ca înainte, mă simt un om schimbat și am puterea să zic nu. Că acum nu mai e un anturaj în spatele meu care să mă influențeze asta sau să mă judece. Și care mai e legătura ta cu anturajul? Adică nu mai vorbiți? Ne cunoaștem, dacă ne vedem pe stradă ne salutăm, dar nu mai ieșim, nu mai ne dăm mesaje. Mai aveți viața împreună, cum să zicem. Nu mai avem nimic. Da, a fost o primă reacție, în sensul în care în momentul în care ai decis să te schimbi, le-ai comunicat, gata, începând de astăzi, eu nu vreau să mai fac parte. Am învățat tata o chestie, a zis, când vrei să renunți la cineva, nu-i zice, stop, vreau să scap de tine. Pur și simplu, când îți dă mesaj, spune, nu am timp, nu pot, ca totuși, la un moment dat, dacă să vine o situație în care tu ai nevoie de acea persoană, exact, să-l ai lângă tine. Da, deci încetul cu încetul, teoria aceasta îndepărtării eficiente și sigure, nu? Da. Da. Iată, wow, și mai are multe, de tu povestești așa o parte, dar e fascinantă povestea ta și sunt convinsă că tu nu ești un adolescent atipic, în sensul în care foarte mulți adolescenți trec prin ceea ce treci tu și au trecut, bănuiesc. Sunt foarte mulți adolescenți prin care au trecut prin ce am trecut eu, chiar și mai rele, mult mai rele, adică stau acum și îmi imaginez persoanele care au fost în anturajul meu, care au crescut fără părinți, adică de 100 de ori mai rău ca mine. Eu nu mi-aș imagina viața mea fără părinții mei și mi-e dificil să le văd punctul de vedere. Că nu am cum, pur și simplu, să mă pun în locul lor. E greu de imaginat. Și e tristă realitatea. Da. Da. De-aia am și spus la început că părinții trebuie să înțeleagă adolescentul mai mult, pentru că adolescentul, exact cum a spus și el aici, nu are capacitatea de a intra în mintea părintelui cu totul, să înțeleagă punctul de vedere și lumea lui. De-aia părinții sunt seniori, sunt adulți și e datoria lor să înțeleagă. Copilul poate să fie cât mai deschis și să înțeleagă că întotdeauna, sau
în mod normal întotdeauna va găsi în familie o plasă de siguranță, cum s-a întors și el la familia lui, ca să zic așa mai mult și l-am dat asculta mai mult. Dar el nu poate să înțeleagă și nici nu fie vorba între noi, chiar dacă el e apropiat de părinți, nici nu prea îl interesează în momentul ăla. Da. Ce zic părinții sunt așa, un fel de, exagerând un pic, un fel de alien, știi, un fel de extraterestri, pentru că el, mai ales când era în anturaj și în joc, el este acolo, nu e în altă parte. Da, uite, aici apare, cred că și o dilemă a părinților, mă gândesc. Își imaginează un părinte, dacă îl cert, îl îndepărtez de mine. 100%. Dacă nu-l cert și încerc să fiu alături, mi-e teamă că nu o să-și revine niciodată. Exact așa e. Și atunci ajută-mă tu ca adolescent. Care e varianta mai bună pentru un părinte? Când te certa mama, tata, avea vreun efect? Sau mai degrabă ai fi ascultat când îți spunea cu bine: măi, Cristi, mă doare mult ceea ce faci, hai să vedem ce putem schimba. Care e strategia aici? E dificil și pentru noi ca adolescenți și pentru părinți, pentru că totuși, ca să fim înțeleși și să înțelegem și noi pe ei, trebuie să fie o conexiune foarte mare și trebuie să fim amândoi conștienți, adică eu și părintele, trebuie să fim foarte conștienți de situație și, în primul rând, copiii din ziua de azi nu mai sunt asumați deloc. Nu mai sunt onești, nu mai sunt sinceri. Ei iau, cum ar veni, părinții peste picior. Îi zice, da mă, sunt mai deștept ca tata, nu se prinde el dacă fac chestia aia, și e total greșit, adică eram cu prietenii mei la mine, la masă, și zicea mama, vedeți să nu faceți aia. Și noi ne îndreptam fix spre chestia aia să facem. Adică, pentru mine, mama a fost, cum ai spus tu, fix un alien. A fost fix ceva super ciudat. Mama vedea în viitor, nu știu, mama are super puteri. E super ciudat. Dar părinții trebuie să lucreze foarte mult la temperatura lor când vorbesc cu copiii, trebuie să lucreze, să aibă grijă ce cuvinte folosesc. Pentru că noi ca copii, când suntem mici, unele cuvinte ne lovesc în interior, dar noi nici nu ne dăm seama. Adică inconștient ne creează o traumă sau o frică sau alte chestii. Vă afectează foarte da, mult. Chiar da, dacă foarte mult. Cum ar fi, nu știu, poate că... Îmi pare rău că, știu cum mai spun unii părinți, îmi pare rău că ești copilul meu. Exact, nu chestiile mai vreau de genul. Da, când te jignesc, e foarte rău. Te simți respins. Da, normal. Acolo se creează o rară de abandon și da. E nașpa chestia asta. Tu ce zici, Ovidiu? Care ar fi strategia cea mai potrivită pentru părinți? Pentru că e tare greu aici. Mi se pare, Doamne, e ca o bombă cu ceas la care trebuie să umbli cu mare atenție, să nu cumva să atingi firul greșit și să explodeze. Adică să facă mai mult rău decât bine. Și sunt mulți părinți care trec prin dilema asta. Oricât de mare sau de mic ar fi copilul, chiar și la 5, 6, 10, te gândești, bă, care-i doza potrivită de a-i transmite că nu face bine ceea ce face și că ar trebui să schimbe niște lucruri, dar în același timp să vadă că sunt alături acolo și are susținere. Da. Păi, în primul rând, el a confirmat ce tot spun eu la tine în emisiune de ani de zile. Treaba ta ca părinte este să îți iubești copilul și să îi arăți și să te asiguri că a înțeles că îl iubești. Ca a zis el, de conexiunea de dinainte. Dacă conexiunea dinainte nu este făcută, ca adolescent îți scapă din mână. Dacă ea este făcută, îți alegi un vocabular potrivit și tonul cu care discuți, cum a zis el, temperatura, așa, părintelui, trebuie să fie undeva la mijloc. Adică, evident că nu o să spună, nu o să te felicite că faci ceva nasol, dar dacă îl cerți, îl îndepărtezi, dacă nu spui, nu semnalizezi. Exact. Și atunci, tu trebuie să-i aduci în vedere copilului și să te pui alături de el. Cum te pui alături de el? Că aici apare dificultatea, că el e, să zicem, mai instabil așa la adolescență. Și atunci te pui alături de el folosind cuvinte: te înțeleg, sunt alături de tine, cum e chestia asta, hai să fac și eu chestia asta. Da? Părinții care lucrează cu mine și adolescentele spun, da, ai dat și tu un click pe jocul ăla lui? Ce, că nu intru eu pe așa ceva, se împușcă, se bat, se înjură, se înjură. Dar intră un pic și atunci el o să te vadă mai aproape. Și tu o să înțelegi mai mult ce este acolo. Deci te pui parțial în lumea lui, atât cât îți permite adolescentul, faci și tu niște chestii și spui, da, uite, mi se pare interesant asta, e cool, știi? Chiar dacă poate ți nu se pare atât de cool, dar vrei să și tu să încerci. Pentru că majoritatea părinților, și asta este într-un cuvânt de făcut, să te pui în lumea lor. Pentru că majoritatea părinților, de fapt, fug de lumea copilului pentru că nu vor să vadă.
E ca și cum vine Richard cu tot felul de obiceiuri pe care tu le-ai detestat toată viața ta și o să vezi că la adolescență pe unele o să le aibă. Azi că deja vine. Așa, știi? Și îți vine să te întorci cu spatele, să zici, nu cred că am crescut eu așa ceva. Nu pot să cred că ești al meu. Da, exact. Da, dar... Dar ești fix al meu, știi cum zic? Și e chiar fix, știi? Da. Și atunci... Pune-te în lumea lui, pune-te alături de el. Nu o să poți 100%, dar nu e o problemă asta, că nici în anturaj nu sunt oamenii 100% ca el. Și caută să-l înțelegi din interior. Intră pe teren cu el, intră în joc cu el. Nu fii un observator de la înălțimea statutului tău de părinte, că astăzi nu mai funcționează chestia asta. Și de-aia pleacă copiii de acasă, pentru că sunt doar certați, doar admonestați, pedepsiți și așa mai departe. Acuzați fără să fie ascultați. Uite, sunt foarte curioasă dacă în momentul în care poate, când aveai tu perioada teribilistă, așa să zic, în momentul acela, dacă poate unul dintre părinți, sau poate chiar au venit, stătea lângă și spunea, mă, Cristi, hai să vedem ce se întâmplă cu tine, povestește-mi, care sunt, nu știu, lucrurile prin care treci și hai să vedem ce putem să facem. În perioada aia pe care o aveam eu, părinții mei au încercat să facă chestii de genul similare, dar nu atât de deep. Nu, adică își dădeau interesul, eu vedeam chestia asta, dar nu îl simțeam oarecum în perioada simțeai aia. Că nu ajung la tine. Da, exact. Adevărat. Ok. Și a trebuit doar așa să îi văd pe ai mei cum... Uitați, spre exemplu, mama s-a băgat foarte mult în jocul meu. Cum a zis dumneavoastră, mama s-a implicat super mult în tot ceea ce fac eu, a început să aibă, când mâncam, spre exemplu, și eram doar noi acasă, îmi zicea, da mă, adică îmi folosea termene de ale mele, pe care le foloseam eu și mi-a plăcut super mult chestia aia pe care le are și în ziua de astăzi, adică încă mai râdem, mai glumim când suntem doar noi. Și am simțit așa o afecțiune mai mare decât... Când suntem doar noi, deci când e cu tatăl... Nu, și cu tata, sau... dar... Adică nu sunteți în public undeva. Tatăl trăiește așa, pe o premisă mai veche un pic și tata întotdeauna a fost un pic mai autoritar când vine vorba de asta, dar și tata a fost, pe de altă parte, mai permisiv un pic ca mama. Mi-a permis să fac mai multe chestii, adică eu când știam că vreau să fac ceva care nu-mi permite tata, nu-mi permite mama, mă duceam direct la tata, nici nu mai spuneam mama nimic. Smart. Bravo. Jucai la dublu. Exact. Da, deci iată, până la urmă și dacă abordezi și strategia asta a discuției, dacă nu-i momentul sau nu-i pregătit copilul, adolescentul să asculte, tot nu ajunge acolo. Dar totuși contează, bănuiesc, că rămâne ca o sămânță plantată acolo, nu? Dacă adolescentul nu e capabil să înțeleagă toate vorbele și bune și rele, o să ajungă la adolescent, doar că el o să aibă 100% alte preocupații mai importante ca astea și o să le uite 100%. Adică intră pe ureche și iese pe altă. Da, da. Tot te-a dus într-un punct mama ta în care ți-a zis gata, stop până aici, uite, sau uite, când te-am scris la Răzvan, la Academie, nu? Acolo a fost, ai vrut de la început, ai zis, da, am fost, chiar am fost fericit pentru că eu credeam că găseam o scăpare de școală. Cum v-am zis și în spate, eu am rămas repetent în clasa noua și pur și simplu, nu că nu știam la școală, adică întotdeauna am fost capabil să învăț și așa mai departe. Eram un elev bun, până în clasa 8-a eram un elev bun. Doar că pur și simplu nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut nici liceul unde am fost, nu mi-a plăcut nici colegii, nu mi-a plăcut absolut nimic. Și MBA Kids, când am auzit prima dată, am găsit-o ca pe o scăpare de școală. Eu credeam că o să-mi îngheț anul și că o să fac aia, dar n-a fost așa. Și când am fost să-l cunosc pe Răzvan, a fost așa, Răzvan, l-am văzut ca pe Dumnezeu în fața ochilor, a fost așa o lumină puternică în fața mea și am fost super fericit. Eram Ai simțit că te înțelege? Da, clar. Asta e. De prima oară când ne-am văzut, m-am simțit înțeles de el și vorbea fix pe limbajul meu. Și mă regăseam, când mergeam acolo la birou, mă regăseam. Super. Și a fost super interesant și mi-a deschis foarte mult mintea și ochii prin cursurile lui, care sunt geniale și le recomand la absolut toată lumea. E dificil ca adolescent să îți deschizi mintea și să-ți deschizi ochii și să poți să percepi unele chestii care poate pentru alți adolescenți sunt greu de înțeles, dar dacă tu vrei, poți să faci orice. Ce vreau să mai menționez, iată, uite că deși tu ai 17 ani, Cristi a venit cu mașina, are permis de 16 ani, știi, a venit așa, mi-ai povestit că și muncești ceva sau faci, ce ai zis, nu conduci? A, nu, în timpul liber sunt frizer, tund, dar de plăcere. Da, e ceva, știi, adică ți-ai găsit o activitate, un hobby care să-ți placă. La 30 de ani nu fac nimic. Da, să știi, da.
ți-ai găsit o activitate care să-ți placă și felicitări pentru asta. Vă mulțumesc frumos. În momentul în care acum, după ce cumva te-ai reabilitat, să spun așa, da? Te-ai repus pe picioare, în momentul în care tu intri într-o încăpere, fiind așa mai șmecheraș acum, tatuat, cu cerceluș acolo, cu... încă simți că te etichetează oamenii? Da, normal. Da. 100%. După aspectul fizic, clar. Gen, nu că judec oamenii care mă judecă pe mine, doar că e o imagine așa implementată în mintea tuturor, care când văd anumite caracteristici la un om, instant judecă. Și zice, ia uite, pe ăsta e tânăr și are cercel, e tatuat, e nu știu cum îmbrăcat și automat își fac o imagine rea sau proastă despre adolescent. Și din păcate așa e la aproape toți adolescenții. Dar stai puțin, cine te etichetează? Cei mai mari ca tine, adulții, cei din vârsta ta, care? Adulții. Adulții. Mm-hmm. Adulții și în special vârstnicii. Deci vreo două generații încolo, știi? Trei. Și să înțeleagă, îți dai seama. Da. Și nu e plăcut, nu? Să ți se pună o etichetă. M-am obișnuit. Da. Nu mă mai deranjează de mult chestia asta, doar că la început mergeam așa cu capul în pământ și încercam să nu fac contact vizual cu persoane din jurul meu, pentru că îți aruncă o privire așa super ciudată și inconfortabilă. Își trag geanta dacă îmi ia portofelul. Da, 100%. Vezi? Ai știut. Țin mâinile pe buzunare. Întotdeauna se întâmplă chestia asta. Să fie și mai grijulii. Dar chiar m-am gândit, știi, că în general, într-adevăr, de la o vârstă punem etichete destul de ușor, ce e adevărat. Și dacă vedem mai cu un tatuaj, ce ne tragem geanta, portofelele, să nu care cumva. Dar oamenii judecă o carte după copertă. Da. Vezi, și asta este o discriminare. Este. Bine, asta e. Și ce îi spune tu unui adolescent care este în situația ta, dar el nu vede capătul tunelului, ca să zic așa. Se află unde ai fost tu acum 2 ani. Da, exact. Nu știe cum să iasă din asta. Ce îi recomand? Sau ce... îi recomand cursul MBA Kids, 100%. Okay, și în afară de chestia altceva. Asta... Da. Îi recomand foarte mult să stea el cu el, să se cunoască pe el, să știe ce îi place cu adevărat, pentru că majoritatea adolescenților din ziua de azi fac chestii din cauza că e un trend, că fac prietenii lor și așa mai departe. Acum adolescenții, marea majoritate, nu mai fac chestii care le face plăcere să le facă, din păcate. Dar sfatul meu ar fi să se cunoască pe el și pe interiorul lui, să citească. Am o carte care o recomand foarte mult, se numește Alchimistul. E o carte superbă care dacă ești capabil să percepi unele chestii, și sunt sigur că toată lumea e capabilă să perceapă chestii de genul, sunt mesaje ascunse în cartea asta. Și o recomand la toată lumea, inclusiv vouă, dacă n-ați citit-o. Deci recomand să citească, recomand să... Clar. Se cunoască el pe el, să stea cu el. Dacă are un părinte care nu e deschis deloc, să spunem, uite, mama ta a intrat un pic în povestea ta, dar dacă au părinți mai povechi, știi? Mai ca oamenii de pe stradă care te judecă că ai tatuaj și rezultă că nu știu ce, ce ar trebui să facă ei? Ca adolescent, dacă ai părinți de genul, părerea mea este că trebuie să le joci tu jocul lor. Adică tu să fii cel care te faci înțeles în fața lor. Să... le explici tu lor situația în care ești și ce probleme ai, adică în situații de genul e mai mult situația pusă către adolescent, adică el are cea mai mare obligație când sunt părinți de genul. Cumva fii tu adultul? Da, exact. E greu, e dificil. Da. Nu am fost niciodată în situația asta și de asta... Da. Pentru că, practic, acei copii, acei adolescenți, ei nu au suport, de fapt, din partea familiei, pentru că sunt tăiate căile de comunicare. Părinții nici nu vor să audă și dacă aud, te taxează atât de tare încât nu le vei mai spune. Da, exact. Da, da, și atunci mi se pare că și șansele de recuperare sunt mai dificile, păi, și mai grele. Clar, și nu, el nu va fi motivat să iasă. Din contră, se va duce mai tare către anturaj, pentru că ce, bă, măcar ăștia mă acceptă și exact, mă înțeleg. Exact, așa. Corect? Da, da. Deci ăsta e fratele meu. Da. E fratele meu, sora mea, cu tare. Și atunci nu, nici nu mai vrei să ieși. Mm. Pentru că acasă nimeni nu te înțelege, ba chiar mai mult. O să consideri anturajul acasă, așa, cam așa o să fie. Dacă și o să afli peste ani de zile și tu, poate o să afli și tu cine este copilul tău. Da, e pentru că majoritatea părinților
de genul acesta, ei nu-și cunosc copiii. Sau se fac că nu văd. Da, și nu-i cunosc. Da. Nu, al meu e minunat, doar pentru că așa am crescut eu, sau e doar în direcția asta pentru că nu vreau eu să aud asta. Nu e adevărat. Era lumea lui și orice adolescent are și va avea secretele lui și e normal să aibă. Uh-huh. Ideea este însă să nu-l îndemnăm să aibă numai secrete. Da. Aici e șmecheria. Să duc o viață plină de secrete, în care nu efectiv nu mai are nicio contact. Da, pentru că în acel moment copilul ăla este singur, da? Eu dacă am crescut, am fost băiat de cartier, da? Ca și tine. Și dacă știam că acasă sunt certat, nu spuneam, acoperam. Da. Mințeam. Așa, tehnica asta o foloseam și eu. E simplu. Măi, mă gândesc acum că poate se uită cineva la noi, știi, care e mai teribilist, așa cum am zis eu, deși e un cuvânt nu foarte plăcut, dar tot punem noi etichete ușor, copii problemă, adolescenți teribiliști și așa mai departe. Și poate că e fix în papucii tăi acum, știi, în care ai fost. Și vrea totuși să-i vorbească cineva pe limbajul lui. Nu știu, noi putem vorbi, dar eu cel puțin n-am limbajul potrivit, cu siguranță. Nu prea e cultură din asta de cartier tu. E dificil ca unul ca mine să asculte de cineva ca voi, spre exemplu, pentru că e cum noi, cum adulții judecă copiii, așa judecăm și noi adulții. Adică zice, îl judecăm după îmbrăcăminte sau după comportament, după vocabular și zicem, da, nu o să mă înțeleagă ăsta niciodată. Dar în schimb, noi ca adolescenți, dacă vedem un adult care în ochii noștri e mai dezghețat și are un vocabular mai de stradă, mai așa, noi îi zicem, gata, pe ăsta l-ascultăm. Și de fapt, realitatea e fix opusul. Deci eu, dacă aș vrea ca... Hai să facem așa un test, să vedem. Dacă m-aș întâlni cu tine și aș vrea să-ți dau niște sfaturi și aș vrea cumva să ajung la tine, cum ar trebui să încep? Ce faci, frățică? Nu, întreb și eu, știi? Adică... Exact, astea sunt problemele care le vedem noi într-un adult de genul, pentru că noi observăm, sau cel puțin când eu... Când e fake. Da, exact. Se vede foarte simplu. Da, ți-ai zis, nu te prinde pe tine. Adică noi ca adolescenți observăm când vocabularul ăla... E forțat. E forțat sau când e natural, adică ne dăm seama super ușor. Da, citiți foarte bine oamenii și atunci... Uite, e cu el mașină, înțelege. Tu te-ai înțelege? Da, ce crezi că... Ia zi, nu scul de gașcă? Bă, da, ești de gașcă, dar nu ești din lumea. Dacă eram eu dinainte, nu erai. Aoleu! Ce puneți etichete așa ușor? De asta este și... Precis mă întreb la sfârșitul emisiunii ceva și o să spun același lucru. Împrieteniți-vă cu copiii voștri. Pentru că altfel nu puteți, ei văd tot, ei simt. Aș mai vrea să dau un sfat copiilor care au fost în papuci în care am fost eu, ar fi să își iubească părinții, să-și ceară iertare, și să înceapă să fie mai sinceri cu părinții, să înceapă să fie mai asumați, mai deschiși. Chestia asta, să fii deschis cu părintele tău, e foarte importantă. Adică în viața mea asta a fost o schimbare super mare. Când am început să le mărturisesc alor mei ce chestii am făcut, sunt niște chestii foarte grave, care mă dor pe mine să le zic și aș prefera să nu le zic, dar sunt niște chestii foarte grave care copilul de acasă, care e în papucii mei, m-ar înțelege garantat. Da, acum vezi să aibă și cu cine să vorbească. Că dacă părinții nu... Tot timpul au dat semnale că dacă aud aia e dezastru, nu o să spună. Adică sfatul este foarte bun și îndemn și eu lumea să facă asta, dar practica spune că dacă părintele este foarte distant față de copil, copilul nu va face asta niciodată. Păi să știm părintele să nu fie așa distant. Ce păi aia. Ei trimit copiii la terapie, ceea ce e foarte ok, dar eu trebuie să fac cu părintele. Da, deci, exact. Păi mai trebuie să vin și eu. Păi zic, vină un pic că tu nici să vorbești cu el. Că l-ai făcut tu, l-ai crescut, dar habar n-ai să vorbești cu el. Da, să știi. El e în altă lume. Se oprește tot undeva acolo, la diferențele alea foarte mari. Sunt diferențe foarte mari și în adolescență copilul e rebel, pleacă, dar, cum am mai spus și în alte emisiuni la tine, copilul, dacă este iubit și are acea plasă de siguranță, chiar dacă nu-i înțeles cu totul, se va întoarce la familie. Și el a spus foarte frumos, iubiți-vă părinții. Și ai văzut cum a spus el? Să vă iertați părinții, nu invers. Și eu am zis exact ce a spus, pentru că așa este. Părinții vor răni prin atitudinea lor neînțelegându-i. Logic. Uh-huh. Și dacă nu vor, tot îi vor răni pentru că nu înțeleg. Și atunci, iubește-ți părintele ca adolescent, întoarce-te la părinte cât de mult poți, iar părintele, pune-te în papucii lui serios.
Dar uite, de exemplu, pe lângă părinți, tu ai și o soră. Da. Și n-ai simțit că poți vorbești cu ea sau nu știu, cum a fost? Cu sora mea, de când ne-am mutat în București, am avut o conexiune imensă. Noi, până să ne mutăm în București, am fost mai mult, ne certam, eram și mai mic. Da, e mai mare, are 23 da. De ani. Mm-hmm. Făcut. Și de când ne-am mutat în București, a fost... m-am simțit binecuvântat că am soră, adică eu când eram mic eram așa, da, am soră, de ce n-am frate, știți? Da, dar de când am început și eu să mai cresc, să mai realizez alte chestii, am început să mă înțeleg foarte bine cu sora mea, o văd, uneori o văd ca pe mamă, uneori o văd ca pe cel mai bun prieten, alteori ca pe oricine, sora mea e sora mea. E și tare sorta, îți spun. Eu nu mă uit la televizor, dar m-am uitat la emisiunea asta în care la a fost. Power. Da, și mi-a plăcut mult de ea, să știi. E genială, e așa, nice. E, în ochii mei, sora mea e diferită. E unică și o iubesc foarte mult și m-a ajutat foarte mult și m-a și încurcat în alte chestii. Te-a încurcat? Da. În sensul bun? Nu, l-a încurcat. Nu, m-a încurcat în sensul real. Real, da, exact, în sensul rău. Am înțeles, da. Dar sper ca cei de vârsta mea care se uită de acasă, sper să înțeleagă ce vorbesc eu aici și sper să totuși să facem o schimbare. Asta îmi doresc și eu cu Răzvan. Vrem să dăm drumul la un curs pentru copiii de între 6, 7 și 14 ani. Vrem să ajutăm copiii care au fost ca mine într-o situație de genul și poate reușim să facem o schimbare în tineret din România. Se poate face o schimbare, nu? Da, 100%, întotdeauna e timp de schimbare. Doar că noi trebuie... Da, totul este o contribuție și e un plus acolo. Da, deci puțin câte puțin. O schimbare la copiii de vârsta mea mi se pare că s-ar face perfect dacă ar gen, o schimbare către adolescenți, pentru adolescenți, ar fi făcută perfectă de un adolescent. Uh-huh. Adică de-aia sunt așa compromis să fac chestia asta, pentru că eu am trecut prin chestiile care sunt unii copii, prin situațiile în care sunt ei, și mă cred în stare să pot să-i ajut. Pentru că știu foarte bine să le vorbesc pe limba lor, știu să mă... adică pot să-i înțeleg ei, pot să-i fac să mă înțeleagă și de asta mi se pare o idee foarte bună și... putem face o schimbare. Doamne ajută, mult succes îți doresc. Mulțumim frumos. Tu să te ocupi așa cum trebuie de adolescenți și de copii, de tineri, de fapt, până de copilași, până în 14 ani, să le spun că nu știu că nu le place. Și tu de părinți, ia zi, ce le spui tu părinților, Ovidiu? Pentru că am tot discutat despre că ar fi bine să fie... la emisiunea asta de două ori. Da. Uite, o să o pun în mod special și pe Facebook și pe unde poate fi pusă. Rămâne pe YouTube, nu? Rămâne, Doamne să fie acolo. Așa. Să se uite de două ori la emisiunea asta. Și să înțeleagă că oameni ca el, și zic deja oameni ca el, care să își asume și să spună lucrurile astea, sunt puțini. Da. Și atunci, gândește-te că ar putea fi copilul tău așa. Foarte bine, sperie-te, dragă părinte, pune mâna și dezvoltă-te și învață cum să comunici cu copiii din ziua de azi. Nu are... aproape nicio legătură cu ceea ce am fost noi educați și cu ceea ce am fost învățați. E altă comunicare, alt stil, alt raport relațional, cu totul și cu totul altul. Deci, părintele îi spune cumva, când vorbește cu copilul, să uite că e părinte. Să-și aducă aminte că e părinte după ce a terminat conversația. Adică, când vorbește cu el, să fie ca fratele lui mai mare. Atât. Exact. Și nu mai sus. Corect? Exact. Da, asta vreau să spun. Asta e treaba. Și după aia... în mintea ta, tu, mama lui, cu soțul, cu tatăl lui, mai vorbi și vă mai consultați, să zic așa, să faci strategia de marketing. Dacă când vorbești cu el, nu mai ești părintele lui, pentru că ai pus distanță. Și mai e o chestie, uite, chiar acum m-am gândit. În momentul în care, să zic că făceai ceva, grav, greșit, da? Și erai acasă și se isca un conflict între mama și tata. Mama era de părere, tata ta, nu-l mai certa așa mult, lasă-mă să-l cer că vreau. Nu știu dacă se întâmplă așa, în general așa am se întâmplă, faze, da? Pe tine te cumva activa ca adolescent să faci și mai mult? Când vedeai că, bă, părinții oricum deja sunt în conflict, hai să-mi văd de treaba mea. Pe mine întotdeauna chestiile astea m-au făcut să realizez că stric relația dintre părinții mei din cauza mea, adică eu stric relația lor și adică de multe ori vedeam că eu greșesc și că din vina mea se întâmplă chestiile astea, doar că pur și simplu toate chestiile din spatele meu mă acaparau și ziceau las-o baltă, că se descurcă ei, că au vârsta pe care au, se descurcă și tu vezi zi de treaba ta, până să-mi dau seama că nu e așa. Ce zic acum de tine părinții tăi? Părinții mei sunt super mândri, adică așa cred eu.
Nu, știu, sunt. O lăsăm așa, sunt mândri. Sunt mândri de mine. Așa că e bună. Știu că o iau pe un drum cel bun. A observat schimbările pe care le-am avut eu în ultima perioadă, în ultimele 7 luni, că în ultimele 7 luni s-au întâmplat toate schimbările astea de care v-am spus eu. Mi s-a părut că s-a întâmplat totul super repede. Uh-huh. Și în sinea mea mă văd un copil bionic, cum fiecare copil de acasă ar trebui să vadă un copil special și unic, pentru că toți suntem unici. Și m-am văzut special, m-am văzut unic și am zis că eu pot mult mai mult de atât. Le-am arătat și părinților că pot mult mai mult de atât și... Momentan suntem într-o relație foarte bună și zic momentan că nu știm ce ne rezervă viitorul. Da. Realist. Exact. Da, da. Ce am remarcat eu și o să spun acum așa, ai un vocabular foarte frumos la vârsta asta de 17 ani și pentru un copil problema. Am un vocabular frumos pentru că îmi doresc să am un vocabular frumos și nu mai doresc să fiu etichetat ca copilul ăla. Aha. Știți la ce mă refer? Da. Uh-huh. Și... Pe de altă parte, eu când sunt singur îmi fac gândurile astea ale mele și ar trebui ca toți copiii să-și facă gândurile astea pentru că, din punctul meu de vedere, sunt sănătoase. Trebuie să îți vezi cea mai bună parte a ta, să te uiți așa în oglindă și indiferent cum ai arăta, pentru că noi ne vedem doar imperfecțiunile când ne uităm în oglindă și e valabil pentru toată lumea, nu doar pentru adolescenți. Trebuie să ne uităm în oglindă și să zicem, mamă, sunt perfect, frate, arăt bine la corp, îmi stă părul bine, am ochii, am urechile, am totul frumos. Trebuie să învățăm să ne iubim pe noi, pentru că pe mine m-a învățat Răzvan că nu poți să iubești o persoană până nu te iubești pe tine. Și așa e. Nu? E așa zi, iată, domnul terapeut, așa iată și că, este? Da, așa este. Foarte frumos. Și uite, așa o avertizare din partea mea, vezi că este posibil ca la un moment dat corpul tău să-și ceară să te întorci unde ai fost, într-o anumită măsură. 100%! Știi? Și acolo... trebuie să reziști sau să ieși cât mai mult. Adică, știi, dacă am băut 3 pahare, ok, poate nu rezist, bea unul. Eu chestiile sau de genul, personal chestiile de genul, când corpul îmi dă semne, adică eu semnele astea le văd ca pe o răceală, da, o durere de gât, o durere de cap, nu știu, pur și simplu așa am fost învățat de Răzvan să văd chestiile astea și că eu când fac ceva greșit în viața mea, corpul îmi dă semne. Da. Și mie mi se pare 100% adevărat. Pe ce nu sunt ca asta, de-aia ți-am și zis. Și acolo gestionezi. De fiecare dată când eu pățesc ceva, ca aseară, că v-am zis în backstage că mi-a fost rău, m-am simțit rău, eu constant, de când am învățat chestia asta, mă gândesc doar la chestii pozitive și realizez că am făcut ceva, încerc să dezbat toate lucrurile pe care le-am făcut și să găsesc chestia care m-a adus la greșeala aia și să încerc să îndrept chestia aceea care m-a adus în starea aia. Mm-hmm. Super. Foarte tare. Mie, știi ce mi se pare acum, nu știu, zi, și tu, că am avut de învățat cu toții unii de la ceilalți. Sigur că da. Sigur că da. Și copilul e cel mai bun profesor al părintelui. O, da. Desigur. Așa e? Trebuie super. Să ținem minte asta, să mai lăsăm mândria aia. Ce știi tu, nu mai e valabil. Nu, dar mi-am dat seama de mult. Ce știu eu, mi-am dat seama de foarte mult. S-a cam scurs timpul nostru. Sper că v-a plăcut la jurnal de adolescent. Super. Mi-a făcut mare plăcere. Asemenea și nouă și mulțumim tare mult că ați acceptat invitația de a fi aici. Vă mai așteptăm și altă dată și mult succes în tot ce faci, Cristi. Vă mulțumesc frumos. Asemenea și sper să ne mai revedem. Cu siguranță. Ovidiu Iancă, îți mulțumesc încă o dată. Pe tine, cu tine ne tot vedem. Mare drag, miercurea viitoare la ora 18. Așa și pe TikTok, Ovidiu Iancă, acolo mai faci live-urile, da? Da. Bun. Sunt Alina Ilioi, vă mulțumesc mult pentru atenție. A fost Jurnal de Adolescent. Nu uitați că în fiecare sâmbătă, ora 18, vă aștept aici, dar și de luni până joi, la Alături de Tine, tot ora 18. A fost o seară frumoasă, să punem și în practică. Nu uitați, aici nu judecăm, doar îmbrățișăm. O seară frumoasă vă dorim. Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.